pisicuță, pis, 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 te-am visat azi noapte, vis. Vezi că ai ajuns într-o arenă plină cu lupi, cu pizza? Am o nouă provocare, wow, pe Wendy! Stau acasica și mănânc înghețatică. E atât de simplu. Mereu trebuie să fii diferit. Nu numai că e cea mai bună ziua de astăzi și eu spun lucrul acesta. Te-am admirat, să știi, și din față și din spate. Cred că te concentrezi mai mult pe ceartă și mai puțin pe ținute. O simt ținuta? Sunt eu în ea? Transmit ceva în ținuta asta? Am un prieten comun cu stilista ta. Dacă nu vii cu ținute bune, că asta nu e ținută bună, cine știe ce se întâmplă, nu? M-am săturat, efectiv. M-am nu săturat de atitudinea voastră și de minciunile presupunerile aduse pe tavă celor de acasă, ca și cum ar fi adevărul. Asta înseamnă că nu poți face față competiției. Dacă tu nu ești o luptătoare, dacă nu ești puternică, înseamnă că nu ai ce căuta, în ghilimele spus aici. Adică de ce doar regina? Pe mine poate să te ridice ușor, pe mine a fost nevoie de măcaranz. Ai arătat superb acolo. Am vrut să o speriem, dar n-a mers. Ea că nu facem nimic. Dacă făcea 1, 2, 3 și pam. No. Păi tu erai pregătită, te țineai acolo, regina, nu așa oricum. Da, da, eram așa. Am niște gheare aici. Eram așa cleștat așa. Mă bucur tare mult să vă revăd, dragilor. Noi. Mă bucur să-i revăd și pe toți cei de acasă. Intrăm de astăzi în linie dreaptă către marea finală. Clar că vreau să ne bucurăm de tot ceea ce ne oferă această competiție, pentru că mai avem atât de puțin și suntem atât de emoționați. Vreau să petrecem fiecare clipă la cote maxime din sezonul 5 Bravo Ai Stil și mai ales vreau să văd ce vor face astăzi concurentele, pentru că vorbim despre prietenii, strategii, despre ce se mai întâmplă nou în culise și, evident, despre ce le aduce nou în viață competiția Bravo Ai Stil. Haideți să le vedem pe cele... câte? 5 concurente! Bună seara, fetelor! Bună, Ilinca! Bună seara, Cristina Mihaela! Ai obosit deja? Da, nu știu ce am, cred că de la bătrânețe. Ești deja bătrână? O, sunt emoționată pentru că mi-amintesc de ultima 100 de metri atunci când eu făceam parte din competiție. Deci uite-te cum mi se face! Nu știu voi, dar noi clar suntem foarte... Și voi? Da. Ați mai rămas 5! Puține, frumoase, una și una, Nadina, Corina, Bianca, Elena, Irina, intră în linie dreaptă către marea finală a sezonului 5 Bravo Ai Stil. Ocupați loc, fetelor. Am avut parte de răsturnări de situație, dacă vreți, în gala de sâmbătă și o să vreau să discutăm și despre acest lucru. Elena a venit tare, tare, tare din urmă, cu toate că a intrat mai târziu în competiție, pentru că dacă mă uit acum la voi, în afară de Elena, toate sunteți din prima zi a celui de-al cincilea sezon. Vedem cum vă face să vă simțiți treaba asta. Nici excepții. Am zis în afară de Elena. Și Bianca a ieșit 2 săptămâni. Da, a ieșit așa. S-a dus să se odihnească puțin, să se recreze și s-a întors. Trebuia să cumpăr niște lucruri, fetelor, pentru o emisiune și am zis că mă duc până la Paris, așa că... Dumneata, omoară Maniculino cu bonfire-ul. Exact. Cam așa ceva. Că
Cătălin, mă bucur că ai revenit. Am simțit lipsa în gală. O să mă uit să văd ce ați făcut. Mulțumesc că mi-a simțit lipsa. Și eu vă simt lipsa în fiecare secundă. Chiar dacă nu filmez, mă gândesc la fete, mă gândesc la colegii mei și mă gândesc la tine. Și nu în ultimul rând la Cristina Mihaela. Mă temeam că nu o să-și amintească de mine. Trebuia până la capăt. Pentru că mă simt aici ca într-o adevărată familie. Și pe lângă Canal D, Bravo Ai Stil este familia mea și o iubesc din tot sufletul meu. Nu, e clar, o să plângem săptămânile astea pe capete. Asta este, e cu emoții mari și această ediție pentru voi. Hai să începem treaba, hai să vedem cum v-ați pregătit. Filmăm toate? Nu aș vrea să vină Nadina, pentru că este această scufiță roșie astăzi. Să vedem dacă îi dă pe spate pe jurați. N-am cum, melodia asta ne amintește de... Otilia! Este în memoria, nu memoria, este în, cum să spunem, un omagiu adus Otilii. Da, așa. Reamintirea Otilii. Dacă ajungem să-i aducem și Otiliei un omagiu, suntem bine, suntem pe drumul cel bun. Mă bucur să te revăd, Nadina. Ce facem astăzi? Astăzi mă gândeam să-mi pregătesc ținuta pentru marea finală, Ilinca. Opa. Așa că dau o tură până în Franța, pentru că vreau să-mi caut niște mătăsuri, niște țesături, niște materiale speciale. Opa, deci nu numai Bianca în Franța, în România nu se mai găsește nimic. Nimic. Eu mă duc la Dubai să-mi caut materiale. Acolo, da. Vezi că poate întârzi să vii. Nu știu care variantă e mai bună, dar e important că vă vedeți în marea finală, fetelor. Toate vă vedeți în marea finală? Da, clar, eu am rochea de 2 săptămâni, orice s-ar întâmpla. Cum? Mine este și momentul făcut, am vorbit cu oameni, rochea este fel, luată, tot este luat. Și eu la fel, încă puțin și am finala pregătită, deci orice s-ar întâmpla. E bine, dar poate între timp, fetelor, pregătiți și gale bune până la marea finală să nu fiți eliminate, zic așa. Le-am pregătit, tot e pregătit la mine. Pentru marea finală sau pentru... Pentru tot. Am înțeles. Pentru fiecare gală. Că după cum am spus gala trecută, nu știu care ajungeți în marea finală. Asta zic. Așa rău au fost? Răgicuțe. Mă uit din seară la înregistrări, aoleu. Neapărat, Cătălin. Aoleu. Revenind la ceea ce, dacă tot vorbim despre gală, la ceea ce s-a discutat în gală și s-a discutat și astăzi, mă uit la Elena și la Nadina când fac această afirmație. Apropo de ținutele pe care le ia Nadina direct de la designer, stiliști, cum vreți voi să-i numiți, și pe care le propune aici în platou. În continuare, consideră asta, Elena? Galele Elenei sunt, înseamnă o roche și o sandal, toate galele ei. Deci minte, fetița asta, minte de rupe. Eu aici... O roche și o sandal. Elena, o roche și o sandal. Tot rochea de la un designer, acela designer. Am avut pe cap ceva cu paiete, am avut mănușile din dantelă. Styling Elena, o roche. Într-o gală. De la același designer. Tot cum alții. Mâinile Adina sunt ale mele, măcar nu sunt de la cineva luate. Elena, o rochie. De la același designer. Înainte de intrarea în gala, a fost o rochie purtată. Lucrul ăsta poate să continue la nesfârșit. Adina, cu ea se poate discuta. Fata asta știi ce arată? Arată niște ținute pe care le-am avut înainte de intrarea în gală. Pe care n-am luat note, n-au fost jurizate. Ilinca, am arătat niște poze pe care le-am primit. Și care asta arată că nu împrumută o roche de la un designer, ea ia un styling cap coadă cu geantă, tu ai văzut niște poze care s-au postat ulterior după ce eu am prezentat acele ținute în emisiune și normal, dacă eu am prezentat un outfit într-o emisiune, normal ca după aceea să se posteze niște poze pe internet. Am explicat toată situația, am spus ce era de spus. Concluzia, Nadina a purtat niște ținute în emisiune și au dorit fetele să ți le închirieze, sau nu, cum? Nu, fata respectivă, am spus ce este cu ea, am spus. Are o dizertație de pregătit. Am și dizertația se face pe haine din mall, Nadina, pentru că hainele pe care tu le-ai purtat în diferite combinații sunt ochelari de brand, ea nu își dă dizertația pe acei ochelari. Dar tu crezi că doar acei ochelari iar ea?
dacă vorbim de o absolventă sau dacă vorbim de un cineva aflat în pragul unui examen, și eu am jurizat tipul ăsta de examen la universități de design, da? Vorbim de o colecție pe care eu o pregătesc fie pentru final de an, fie pentru licență. Deci acestea sunt colecții care se fac în ateliere de către acești copii, da? Care apar și care sunt prezentate pentru ca ei să-și dea examenul final. Și care sunt notate, jurizate și așa exact, mai departe. Exact, exact. Elena se referă la niște piese purtate de concurenta Nadina, cu care acea domnișoară nu avea cum să intre într-un examen, pentru că vorbim de o maletă cumpărată dintr-un magazin mass market, rochie cumpărată dintr-un magazin mass market, poșetă, ea nu-și dă dizertația cu poșete. Ei acolo fac niște haine, Nadina. Nu vorbim de ochelari, poșete, malete, rochii pe care le putem găsi în magazinele din mall. Am împrumutat și lucruri de la ea, eu nu am spus că doar asta. Elena, ca și noi, da, la această masă, va vedea și Cătălin aceste înregistrări cât de curând, noi am văzut niște piese purtate de o domnișoară pe care le-ai purtat și tu și care sunt cumpărate din magazine mass market. Ce ai băgat la înaintare acum cu dizertația nu are nicio legătură. Acelea sunt piese cumpărate ca asta, ca asta, ca acel sacou din magazine. Se găsesc spre comercializare. De unde și până unde vorbim de dizertație aici? Am înțeles punctul tău de vedere, Moris, și evident că ținem cont de el, dar început să spun că, apropo de concluzii, Nadina insinuează că acum tocmai tu, Elena, faci același lucru de care ai acuzat-o pe ea. Ce anume fac? Nu știu ce anume face. Ea spune mai multe. Face? Elinca, am trimis niște poze și se vede clar. Hai să vedem pozele, să vedem ce face Elena. Ia să le văd, ia să vă poz. A postat poza asta. Despre această rochie a spus Elena că ea a croit-o special la croitoreasă. Aceasta este o poză purtată, după cum se poate observa, este același styling, nu are ce să facă. Este același styling? A pus în loc serios? De o pereche de pantofi, a pus o pereche de sandali și a pus un accesoriu pe cap, o pereche cercei negri, nu a făcut altceva. Această poză există pe un site de la vânzare și este postată din 2018. În condiții în care Elena a susținut că ea a făcut special acea rochie pentru acea gală. Eu măcar spun că eu am nevoie de oameni care să mă ajute să-mi pun ideile mele în practică, să mă ajute cu schițele, pentru că la o idee până la un obiect în sine este cale lungă. Ce avem de spus, Elena? Am mai avut această discuție despre această salopetă. Eu am spus în gală că am modificat-o. Trena nu este aceeași. Eu am o centură diferită. Am aplicat mai multe volane aici. Plus că am făcut un styling. Și am mai spus și că această... Bianca, ascultă! Am mai spus că nu văd diferențele. Am mai spus că această... Ca să le vezi, trebuie să te pricepi. Am mai spus că această salopetă, eu am avut un aport la crearea acestei salopete cu o doamnă care a făcut salopeta acum 3 ani de zile. Și atunci, Elena, cum pot eu să-ți demonstrez că toate ținutele din galele mele au fost ideile mele și că nu, eu am fost eu ajutată? Nu vreau să-ți demonstrez nimic, eu doar îți explic ce s-a întâmplat cu această salopetă. Eu măcar salopetă. Le crez, măcar am bunul simț și mi le crez totul la croitoreasă la zero, în afară ce foarte puține excepții Nadina, pentru gale. Toate sunt au fost create bun, la croitoreasă. Hai să mergem mai departe. Da. Mai departe, da. Este o ținută împrumutată. De la un designer, da, purtată, Marius Mușac. Da, styling, Elinca, uite, styling, am schimbat încălțările. Cum am... Cu bluzița, styling. Cum adică styling, dar Septin, am spus eu că am făcut rochie, costumul acesta, vreo secundă. Care e problema ta dacă port ținutele unui designer? Da, port, nu mai ținutele acelor designer cu, da, și toate fetele fac asta. Da, cam astea sunt stylingurile pe care tu nu, mi le prezinți aici toate. Și spui că acestea muncești foarte mult să faci o rochie, să pui o rochie cu o sandală. Spui că muncești foarte mult. O rochie cu o sandală și le pun corect. Da, ok, de tine, foarte da. Bine, dacă le pui corect, foarte bine. Ce să zic? Așa, mai vreau să mai arăți, te rog. Doar două ai atât? A, sunt mai multe. Te rog, dar vreau să le pun pe toate. Cum să nu, Elinca, mai aveți? Mai avem. Alt styling de ale Elenei. O rochiță, cu acea curea bănuiesc că era de la ea, cu o pereche de dresuri. Am avut gala Bayram, este o rochie pe care am accesorizat-o cu un dres potrivit, cu niște pantofi potrivit. Da, nu se vede. Eu am luat aceste poze, Elinca, ca să se înțeleagă, aceste poze sunt de pe Instagramul acelui designer, unde scrie outfit by persoana respectivă. Rochia aceasta este făcută special pentru gală. Am accesorizat-o, am pus o perucă, am pus ceva pe cap, am pus un lanț. În colaborare cu el, recunoști? În colaborare cu el. Ai făcut această rochie. Eu colaborez, Nadina, așa am un aport la crearea acestor ținute. Care e diferența între ce faci tu și ce fac eu? Vreau să știu. Care e diferența? Eu n-am voie să colaborez cu designer. Nadina, hainele astea nu mai sunt purtate de nimeni. Adică eu dacă colaborez cu designer înseamnă că am stilist, dar tu dacă colaborez cu designer înseamnă că îți faci singură ținutele? Dar ce înseamnă, Nadina? Tu ce vrei să insinuiezi? Cumva că acest designer îi face styling-ul Elenei? Nu vreau să insinuez nimic, vreau să atrag atenția, să spun că toate suntem ajutate, toate avem colaborări cu designer.
designer și toate ascultăm și primim sfaturi. Cine vrea să recunoască de bine și este asumat, cine nu, 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 acum doar pentru, mi se aduc mie acuze și le spun că am stilist pentru că colaborez cu niște designeri și că împrumut lucruri de la anumiți oameni. Nu este normal așa ceva. De ce, ele să nu-și asume până la urmă? Irinca, problema cred că a plecat din gală când i-a fost foarte supărată că a venit cu o rochie simplă și nu a fost apreciată. Așa a spus în culise, rochie simplă, avea foarte multe detalii pe care tu, dacă culise, te pricepi, ar trebui să le fi văzut. Începând de la fronseurile de pe partea dreaptă până la detaliile de dantelă, avea foarte multe detalii. Ai spus că te-ai săturat ca eu să primesc stele și note mari pentru ceva și tu să nu primești. Și ți-am mai spus că m-am săturat să mă apuc și să mă iei pe mine la bani mărunți. Nu mi-e rușine că port ținute ale designerilor români. Eu consider că fac styling atât cât pot eu, dar îl fac eu. Ținutele mele, Ilinca, nu o să fie văzute niciodată sandalele și rochia pe aceeași persoană, pentru că sunt ale mele și pentru că eu le-am combinat și sunt mândră de asta, Nadina. Tu poți să le iei direct de la magazinele respective și la designerii respectivi. Ele sunt deja, le există deja, nici măcar nu pentru mine. Sincer. Le există deja. Ce există, Nadina? Ți s-a spus deja trecută să nu mai porți genul ăsta de sacou, nici măcar nu înveți în această competiție nimic. Stagnezi și minți oamenii. Asta faci și mă plictisești pe mine. Eu zic să-i lăsăm pe cei de acasă să decidă. Eu zic care să le deschidem ochii celor de acasă, Nadina, că e grav ce se întâmplă. Eu nu fac decât să prezint și să împart cărțile pe tavă, să le pun pe masă. Să împarți tu? Pentru că voi nu sunteți corecte și mințiți de la începutul acestei competiții și nu vă preocupă decât denigrarea mea de când am început competiția. Oh, dar stai un pic, astea sunt niște acuzații foarte grave. Pentru că minți, Nadina, pentru că insisti. Ilinca, nu am făcut de la început. Dar nu generaliza, Nadina. Poate, Nadina? Nu știu, dar mă refer la Elena, vorbesc Ilinca despre Elena în general. Niște lucruri pe care și eu să afirm că ești o persoană corectă când tu, cum să spun, acuzi pe cineva în lipsă de probe și lipsă doar pentru că... Am arătat niște poze care lipsa probelor. Ok, am văzut și probele, pentru că până la urmă, uite, la asta ne rezumăm și e important ca toți cei de acasă să vadă exact ce e în mintea voastră, ce gândiți una despre cealaltă, mai ales acum pe final. Cum arată ținuta de astăzi, Elena? Nu avantajează. I s-a spus să nu mai poarte umeri înalți, pentru că nu îi se potrivesc. Ce pot să zic? Nu pot să zic nimic, Nadina. Ești deosebită. Ești deosebită. Corina, cum arată ținuta din punctul tău de vedere? Mie nu-mi place ce a făcut Nadina și cred că este mare sacoul și cred că și fusta și mi se pare foarte puțin, Nadina. Cred că te concentrezi mai mult pe ceartă și mai puțin pe ținute. Nu, mie nu mi se pare puțin, eu am încercat să... este un sacou, mă rog, o roche sacou de inspirație. Am încercat să fac ceva... De inspirație? Da, pentru că acest not... Scuze, Nadina. Tripleți. Ia, acum mi-am așezat pe masă, i-am născut în secunda asta când am auzit cu inspirația. Dacă Nadina a ajuns să facă ținute de inspirație... Am păi ia fiți atenți, dacă tot vreți să comentați, vă dau chiar acum pe Nadina să comentați ținuta. Dă-ne. Nadina, bună, momentul în care ai spus, iertați-mă că a trebuit să întrerup discuția pe care o aveai, dar când am auzit de unde este inspirația acestui sacou, am născut tripleți și am așezat pe masă frumos. 1, 2, 3, practic. Pentru că mi se pare, nu știu, hilar. Bun, deci am folosit această roche cu acest nod de inspirația unui creator de modă și pornind de la geometrie, pentru că el se axează foarte mult pe geometrie, am continuat cu El se axează foarte mult pe geometrie? Da, el se axează foarte mult pe geometrie. Ba. Nu. Ba da, are și acei pantofi pătrat cu tocul pătrat, unul cu tocul rotund. De la această idee am pornit, dar încercând să o duc într-o altă zonă, în zona de rivieră franceză și să pun această geantă. Mamă, dar de ce vă complicați? Cu excepția acelor tocuri, iartă-mă o secundă, Raluca, care au devenit într-adevăr iconice și de care v-am spus, despre care v-am spus de foarte multe ori că vor dispărea din modă. Sunt pantofii pe care i-a purtat Bianca și Iuliana sezonul trecut. Nu există nimic care ne poate trimite cu gândul la geometrie dacă vorbim de acest designer. Tu ai făcut gafa aceasta și în gală, pentru că l-ai asociat pe Fellini cu niște lucruri foarte simple, cu un tip de modă foarte, foarte simplă, după cum ai spus. Și acum reluăm și o plecăm de la capăt cu acest designer. Acest designer, prin toate colecțiile lui, aduce omagiu orașului Marsilia, în care el a copilărit, asta a spus de fiecare dată, și anilor 80. Atât. Mai ții minte când eu ți-am spus și în particular, Nadina, decât să vorbești
decât să vorbești aiurea și pormă că cineva să te țepe și sau să te prindă cu ceva, mai bine taci, îți susții ținuta. Dar sunt informații luate de pe internet, sunt informații la care dau cercetare. Păi da, iau-o până la capăt, iau-o până la capăt, că poți fi, ești atacabilă. Păi, dar cum să spun, dar cum? Ești atacabilă și orice informație se verifică, Nadina, orice informație se verifică și ești atacabilă. Uite, fiecare dintre noi are diverse cunoștințe și te putem ataca, să nu mai vorbim de concurente, suntem pe ultima 100 de metri și ți-o dau la temelie. Înțelegi? Asta este. Am mai avut 100 de mii de ori discuția că tipul acesta de umeri te îndeasă foarte mult. Înțeles, Raluca, dar eu încet de fiecare dată acum mă restricționez la 3 lucruri care îmi vin bine. Da, ideea e în felul următor, vezi tu, voi vă luați de pe Google, vă luați informații și le învățați ca atare despre designerul ăla, despre ținuta aia, cum să combinați previzibil, etc. Treceți-le prin filtru personal, pentru că deja este ultima 100 de metri, da? Bun, ne place designerul X. Haideți să luăm de la designerul X un lucru care să ne vină bine, pe care să-l simțim și pe care puteți să-l susțineți în fața noastră, nu să punem ca atar o ținută. Dom'le, am văzut eu pe Pinterest o ținută. A, păi ia că mă îmbrac și așa cap-coadă. O simt ținuta, sunt eu în ea, transmit ceva în ținuta asta, vin și mă prezint aici. Dacă nu, las-o acolo de ținută, alcătuiți-vă altceva, pentru că felul în care ești îmbrăcată astăzi, poate dacă ar fi purtat altcineva această roche sacou, poate că ar veni bine, dar nu te avantajează. Dacă tu mă întrebi pe mine, nu e nici frumoasă, da. Păi nu, să spune adică... de ce nu e frumoasă, Raluca, pentru că este construit foarte prost, de la revere, care lasă de dorit, uite, de construcția reverelor, până la fund, mă rog, sunt două panglici care curg, care în partea asta fac niște moimeli, niște fronseuri oribile, deci dacă tu te-ai uitat în oglindă, se vede foarte urât. A fost mai devreme acest mini-conflict aici invocat în platou, care a plecat de la un schimb de poze între tine și Elena, mă rog. Asta am spus-o și la cursuri, asta o spunem toți la această masă de jurizare și am spus-o 5 sezoane. Este foarte important în momentul în care faci styling, tu, cine ți-l face, e clar că ai lucrat cu o stilistă și așa mai departe. Nici măcar nu mă mai interesează asta, pentru că eu am 100 de metri, deci ar trebui să mă intereseze. Da. Să ți se adreseze ție. Sacoul, rochia sacoul nu se potrivește. Trebuie să vă vină vouă bine, nu trebuie să te limitezi la două rochii, dar stylingul pe care îl faci trebuie să ți se adreseze. Hai să vedem calificativele pentru ținuta Nadinei din această seară. Moris? N-am început tocmai bine. Nadina, vorbește cu cei de acasă. Dragii mei, cel mai probabil nu voi primi foarte multe steluțe până la sfârșitul acestei competiții, însă gândiți cu mintea voastră, priviți cu ochii voștri și simțiți cu inima voastră. Dacă simțiți să mă votați, puteți să votați 8 la 1206, dar puneți mâna pe telefon acum, acum. Mulțumesc, Nadina. Mulțumesc și eu. Deci, ați avut emoții la bac? Da, feti, multe emoții, când erau toate materiile alea, nașpa. La și bacul era, română, matematică, fizică, nu știu, multe, nene, că am făcut niciodată mai multe. Oribil a fost horror, dar le-am luat și cu notă mare. Ai copiat? Niciodată. Niciodată. Ai. N-am copiat, jur. Băi, deci învățam ca un cretin, deci nu mai... Hai, să rămână cu mâna... Uite, să nu mă la bac nici eu n-am copiat. Eu copiam la economie în prima bancă cu profesora lângă mine. Deci eu eram în prima bancă. Nu. Eu în prima bancă, profesora lângă mine și eu cu cartea pe jos cu piciorul. Nu. Dar cum să spun, într-o cruntisimă. No. Deci era lângă mine era aici și eu cu cartea jos. Nu, gata. Și? Bangheai până jos? Ce ai sora, normal. Recunosc. Și s-a mai făcut o glăjbeare la un moment dat foarte complicată. Așa. Cu o prietenă de-a mea care lucra în Germania pe vremea aia și experimentaseră niște căști care nu aveau fir, nu aveau nimic și intrasem inclusiv în posesia acelor căști care erau invizibile, care se puneau aici. Ai înțeles? Un băiat, prieten cu mine, Dan, era în curte, ai înțeles, cu tot, și eu în sală. Ce tehnologie ai prins tu? O explozie de culoare ne arată următoarea concurentă și anume Irina, Ilinca era să zic. O explozie de culoare și eu. Ești un soare, dragă. Eu sunt un soare. Hai, Irina, să vedem și styling-ul.
bun găsit, Irina! Bună, Ilinca! Ce facem astăzi? Unde mergem? Foarte bine, uite cum emisiunea noastră este foarte urmărită, nu doar în țară, dar și în afară. S-a uitat Maluma la emisiunea noastră și m-a văzut pe mine și pe Regina, ne-a văzut pe exact, a întrebat de noi. Da, a întrebat de voi. Dar mi-a zis că vrea să mă vadă neapărat în persoană și să și filmez pentru un videoclip de lui și am zis... Veni și noi supervizor, că nu poți să te duci așa îmbrăcată. Da, Regina a văzut doma Luma când a fost anul trecut, că noi am fost la el, așa corect, că... Corect, și trebuia să vin și eu și n-am mai ajuns. Da, știi că dacă n-ai venit, vezi... Să faci destinul, da. Și m-am pregătit, Ilinca, m-am pregătit intens. Așa te-ai pregătit tu pentru Maluma cu toate cele, da. Toate cele, loc de poșetă. E Maluma style, sigur. E poșetă, Ilinca. Care poșetă, că e o căciuliță prinsă cu un jurulet? Mereu trebuie să fii diferit. Așa, 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 da, da. Da, măcar pe melodia lui să fii defilat. Da, de ce? Pe vreo melodie de ale lui. Data viitoare. Data viitoare, da, bine. Când mai schimbăm și poveștile. Să nu-i dea nas. Da, mulțumesc. Exact, exact. Ia spune, Irina, te-a deranjat gluma pe care a făcut-o Bianca apropo de cei 10 stiliști ai tăi? Pur și simplu, Bianca ta vrea să zic o prostie și am zis că tacă la momentul potrivit. Doamne, dar nu există altă... Puteam să mă refer la Irina, că vine cu 10 stiliști după ea. Da, în gală. Auzi... Lasă-mă referiam de fapt. Știi că de obicei vorbește despre stilist vorbește despre stiliști acele persoane care au stilist. Aici sunt de acord cu tine. Chiar sunt de acord cu tine. Nu mă făceam o glumă ce aveți. Vreau să zic că ceva și ai zis la mișto în tine azi. Oi, Doamne, ce luați toate lucrurile așa. Ce funny ești. Am râs la gluma ta, pur și simplu. Dar dacă n-ar fi, n-ar fi avut stilul de la început, n-ar fi ajuns până aici. Zise Bianca, care are 100.000 de miliarde de stiliști. Mi-aș dori eu. Chiar mi-aș dori, jur că mi-aș dori. Mie mi se pare că tu nu gestionezi bine banii tăi și de aceea mi se ajung. Gestionez foarte bine banii, chiar îi adică plătești persoane, probabil, care să te ajute la tine de styling și nu îți ajung pentru... Dacă plăteam să mă aștept persoane materii de styling, nu făceam nicio grijă cu hainele. Aia era chestia. Pentru că tu știi cum e să plătești oamenii materii de styling, pentru că primeai totul de-a gata și asta știu de la prieteni apropiați care erau prieteni cu stilista ta. Dar genul ăsta de femeie pe sex, adică Irina o caracterizează sex appeal, adică ea este femeie sexy, care mereu se îmbracă sexy, cât mai dezbrăcată, cât mai provocată. Nu e duc așa de rog oamenilor, dar nu e informație erorată. Nu, dar este greșit să... Sexy, stai puțin, sexy și dezbrăcată sunt două lucruri diferite. De la sexy la vulgar există o portiță. Dacă mi-aduc bine aminte, ea zic că am venit cu 10 stiliști în gală, așa a fost. Nu, parcă. Și eu am zis glumă. Da. Și eu am zis că acei care fata care are stilist de fapt țipă cel mai tare. Adică Bianca? Eu nu am țipat, am făcut fix o glumă, nu mai știu în ce context era. Cred că era ceva legat de Nadina și am făcut o glumă, dar nu am acuzat-o. Am dat pur și simplu un exemplu. La întâmplare, o glumă. O glumă nevinovată, Irina. O glumă nevinovată. Dar de ce tocmai Irina și de ce tocmai gluma cu stiliștii? Pentru că este destul de controversat acest subiect, stiliști peste tot. Aia are stilist, aia n-are stilist, toată ziua, bună ziua, se vorbește numai despre chestia asta. Dar Irina, să știi că după aceea a rectificat și a zis ceva foarte frumos. Vrei să repeți? Aș vrea să mai aud o dată. A uitat subit. Am spus că, da, într-adevăr, observ în ultima vreme, tușa e personală, în ținute. Eu, într-adevăr, am cunoscut-o pe Irina ca fiind o fată, cum să zic eu, sexy, dar nu sexy într-un mod vulgar. Așa e ea, eu așa am cunoscut-o și la începutul competiției ea nu era aia și acum e ea, cumva. Și acum se vede, uite, de exemplu, în ținuta asta regăsesc, nu știu, o anumită căutare în mai multe pictoriale de modă. Da, dragă, editoriale de modă. Da, editoriale de modă. Adică eu am mai văzut genul ăsta de styling. Uite, eu nu l-aș aborda pentru că nu-s tocmai te reprezintă. Fan. Da, pentru că tu iei dar personaje în general cel mai des. Bine, cumva, oricum nu-i dus unde trebuie și nu-i dus până la capăt. Zici. Stylingul ăsta, da, sunt sigură. Zici. Sunt sigură, da. Adică... Vrei să vorbim despre styling? Ca să zic... V-aș vrea să vorbim despre umerașele despre care tu făceai referire în ceea ce privește pe Irina.
Cum că vine cu ținutele pe umerașe? A venit, acum nu mai vine. Eu așa cred, pentru că văd că are acces la anumite branduri și la anumiți oameni. Și asta ce îți spune? Asta îmi spune că și eu am acces la aceleași branduri. Și nu mai are acces la brandurile la care a avut înainte, înțelegi? Prin altcineva. Brandurile la care ajungi destul de greu, Bianca, și la care chiar am încercat să ajung și crede-mă, nu se poate. Eu am încercat. Se poate, Bianca. Totul este posibil în această viață. Nu se poate, Irina. Mi s-a spus clar, dacă nu ai un stilist sau dacă nu ai un reprezentant să... Așa ți-a spus, poate da, ție. Da, și de ce? Poate... Pentru că... Stai, lasă-mă să vorbesc și eu. Să zic și de facem ce. Un dialog. Stai un pic să termine, ca să înțelegem. Ce. Pentru că, uite, de exemplu, eu iau de la firma Cutare, care este destul de cunoscută în România, o anumită piesă pe care le-ai mai luat tu. Și eu dacă le pun într-un styling greșit, cumva, jurații critică piesele puse greșit și nu aduc un serviciu firmei respective care este faimoasă și... Așa. Bianca a trecut la ea, ca de obicei, Bianca, prin discuție a trecut... Mulți nu dau pentru că nu ai stilist. Și crede-mă, chiar am încercat. De la începutul competiției chiar am încercat. Asta înseamnă că o bănuiești pe Irina? Am bănuit-o și a fost, s-a adeverit tot ce s-a adeverit. Dar o mică paranteză, ca să înțeleagă și cei de acasă cam cât de greu este să faci jos de niște piese și cam cât de greu mi-a fost mie în comparație cu colegele mele să mă prezint măcar onorabil în această competiție. Și plus încă o chestie să mai zic, multe branduri nu mai dau haine pentru că s-au întâmplat multe chestii în sezoanele trecute cu fostele concurente, lucruri neplăcute. Și noi cumva tragem povara lor, ducem asta povara lor. Asta e adevărat, Ilinca. Ok, dar stați așa, să ascultăm și punctul lui de vedere. Dacă e să ne întoarcem la mijlocul discuției, vreau să zic că poate ție așa ți-au zis. Eu în continuare am acces la acel brand sau acele branduri, doar că nu pot să port non-stop de... Irina, la brandul respectiv. Suntem aici ca să facem diversitate, suntem aici să schimbăm totul zi de zi, să ne reinventăm, să aducem ceva frumos, colorat. Uite, eu am prieten comun cu tine și prieten comun. De fapt, am un prieten comun cu stilista ta. Care stilistă, Bianca? Fosta ta stilistă. Și acel prieten mi-a spus, Bianca, vezi că nu o să primești haine de la brandul respectiv pe care l-ai adus în platou foarte mult și te-am și întrebat odată de unde sunt și am aflat ulterior de unde sunt și de ce? Pentru că colecția respectivă era făcută de stilista aceea și îți dai seama că era ca și cum... Ok, dar asta iarăși e discuție din trecut, Bianca, pentru că tu ai afirmat că acum nu mai bănuiești de... Trebuie adus trecutul pentru că dacă Irina n-avea stilist, eu nu cred că ajungea până aici, acum. Cu experiența pe care o avea la începutul competiției. Permite și Irinei. Da, în primul rând vorbim despre trecut, în primul rând, și în al doilea rând, ca și Bianca, poate să vorbească oricine, pentru că nu este demonstrat, adică vorbim așa despre trecut, despre ce s-a întâmplat în primul rând și în lipsa dovezilor. Evident că eu am nu neapărat am obosit, dar nu mai vreau să aud niște acuzații care nu și-au rostul și nu au nicio acuză de adevăr, înțelegi? Că nu te-am acuzat acum și te-am zis. Da, hai să vedem cum arată ținuta. Mi-ai spus cât de cât despre ea. Crezi că se dezbracă din ce în ce mai mult, Irina? Astăzi e destul de îmbrăcată. Așa? Texturile îmi plac cum merg între ele, adică sunt corecte cât de cât, doar că nu-mi plac pantofii deloc și accesoriile din cap și probabil că aș fi făcut o altă coafiură, adică, nu știu, probabil un wet sau altceva. Mi se pare că ai dus totul într-o zonă destul de, nu știu, neplăcută. Într-o zonă neplăcută cu... Neplăcută? Dar mie nu-mi place. Mulțumesc, Bianca. Hai să vedem ce spun jurații despre ținuta compusă de tine. Irina, în fața lor, te rog. Bună! Bună! Dar ce colorată ești, dragă, da. Astăzi! Te-ai sară în o glumă luma! Să știi că... Am zis să nu dau greș! Da, că... Că... Nu prea ești genul, numai tu așa îmbrăcată! Noi, ți-am zis, eu cu Regina l-am văzut anul trecut și am vorbit despre tine, că te știa de melodiile pe care ai lansat și tu deja glumesc. Mă, Irina, eu știu că acum voi încercați să dați totul și să veniți cât mai tare, dar acum, din punctul meu, ești prea tare și... Unu, nu-mi plac pantofii. Indiferent ce s-ar spune, mie culorile astea neon
chiar dacă se poartă anumite, e un brand care îl știți și voi, cu Off. Nu-l suport pentru că e și copiat și așa mai departe. Dar nu-mi plac pantofii, nu-mi plac pantalonii scurți de blugi, din denim. Îi detest, întotdeauna mi se par, mai ales cei tocați așa la capete, în zona aceea, mi se par vulgari. Nu-mi place cum ai scos cămașa peste pantalon și se vede foarte urât în partea din spate. Poate că cum ai asociat cămașa cu tricoul, cum ai făcut coafiura, care este foarte frumoasă, by the way, și acele clămâțenia, dar partea de jos, chiar dacă ai folosit o fustă transparentă foarte frumoasă pe care o poți refolosi, dacă mai ai timp sau poți folosi în alte styling, cu toate astea. Dar Cătălin, pentru că tu, ție nu-ți plac culorile neon, nu putem să nu le folosim. Nu poți să-mi respecti... Ba da, le respectăm, dar nu putem să nu le folosim deloc în emisiune. Eu ți-am spus că nu-mi plac mie personal și că nu ți se potrivesc din punctul meu, doar al meu, astăzi în această ținută. Ideea este următoarea, ținuta mi se pare creativă, așa, mi se pare nebunească, nu sunt puse la întâmplare piesele. Dacă este, culmea, fiente, ne întâlnim cu o altă situație. Mie îmi place cum e îmbrăcată. Piesele nu-mi plac... 39 cu 5. 39 cu 5 și crește, fii atentă. Piesele nu-mi plac separat, dar îmi plac împreună. 41. 42. 41. Deja trebuie să chemăm, pe bune, șosete cu oțet. Șosete cu oțet. 41. 45. Atâția ani am. Exista pe vremuri o revistă care acum nu mai există, o revistă românească, care se axa foarte mult și pe modă. Și copiii, departamentele creative de la acea revistă, care lucrau foarte mult pe ceva ce urăsc eu cel mai mult în modă, și anume ideea de concept. Dacă detest ceva în modă, detest conceptul. În mod normal n-aș detesta conceptul, când am văzut ce se întâmplă în plan local cu conceptele, evident că m-am revoltat. Bun, ei lucrau foarte mult pe concept și erau creativi. Făceau styling-uri creative. Creativ corect. Erau foarte urâte. De la coperți până la ce vrei tu erau de o pocenie rară, știi? Și luau diverse personaje din media și încercau să le puneau să fie personaje, nu știu, vrăjitoare, zâne, ceva atrocisim se întâmpla acolo, nu vrea doctoratul în atrocități și au dat generații întregi de stiliști în acea revistă. Ce ai făcut tu azi ar face un stilist aflat la început de carieră care ar vrea să fie cumva foarte creativ. N-a ieșit, Irina. Hai să vedem calificativele pentru ținuta Irinei. Moris? Deci acum ce să fac? Să-i dai calificativ. Îmi pare rău, te aștept mâine. Bine, evident. Poți mult mai mult de atât, crede-mă. Știu. Irina, mie nu mi-a plăcut nimic în ce ai purtat, dar mi-a plăcut cum a arătat. Na, am zis. Tipic la Luca, aș purta tot. Și geanta fez mi s-a părut amuzantă. Acum ai știm, aș purta tot, dar nu-ți dau ta. Acum e invers. Nu, eu de purtat. E pe săptămâni. Eu de purtat n-aș purta, dar aici nu e vorba ce aș purta eu. Haide, dragă, că te înțelegem. Ai o săptămână. Nu, aici e vorba că suntem cu un pas înainte de marea finală. Nu, dar o înțelegem mai rău săptămână proastă. Mulțumesc, la Luca. Mie tot îmi place ce a făcut. Ce dacă vă place, vă trebuie să nu placă nici mie. Miroasea consome. Îți crește tensiunea, la Luca. Cătălin? Asta e, mâine, dragilor, cu siguranță o să fie mai bine. Până mâine, însă voi trebuie să vă dați 5, nu trebuie, dacă vreți, să vă dați 5 la 1206. Eu o să aduc cât mai multă creativitate în acest platou. Vă pup și vă iubesc. Mulțumesc, Irina. Mersi și eu. La mine rectific. Profesoara, și spun numele pentru că o iubesc și ea mă iubește, doamna Anton. Tot economie, atenție. Da. Deci, știa că nu îmi place. Și aduceam, ea era nebună în sensul că cu moda, da? Și aveam Neckermann, că mama era cu Neckermann, cu otul. Și aduceam un Neckermann, îi puneam pe catedră. Toată clasa putea să copieze, iar eu îmi scoteam cartea pe masă. Deci după așa, ne scoteam pe masă, pentru că niciodată. Și mai aveam o materie de asta cu utilaje tehnologice, niște că era să zic ce, în care aveam o profesoară mică, minionă, drăguță, care era moartă după mine, super mișto, care întotdeauna, îmi spunea în primul rând, când spunea ce o să ne dea, așa, învățam subiectul și era. Și tot timpul era așa. Bine, eu am fost un fericit al destinului și al sorții, pentru că toate profesoarele mă plăceau. Imaginez. Mai ales așa de franceză, pupici. Am fost la umană, am dat toate treptele și eu la fel, am dat și treapta întâi și treapta a doua. Ai învățat tot? Am intrat, da, am intrat la mate fizică, dar am avut noroc că a venit revoluția, ca să zic așa.
și m-am putut muta la uman pentru că la matematică eram blană, ghenă. Pisicuță, pis, 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 te-am visat azi noapte vis, în vis. Te spălai, te pieptănai de o codiță, îți spuneai o rochie roz și cu albastru, pe jurat... Și tot boxă tu erai. Așa, superb, Elena. Găsit, Elena, te spălai, te fieptănai și când te întorceai... Exact, ce vedeai? Când te întorceai, ce vedeai? Un tiul care nu stă mulat pe picioruș așa cum ar fi am trebuit să stea. Am slăbit între timp, se vede la televizor. Ba, se vede pisic. Ia. Se vede. Ăla trebuie să vină second skin, în niciun caz să facă boșor. Hai, dragă, mai trage-l puțin. Trage de el. Dar povestea, cum sună ea, Elena? Este ziua nepoțelului meu și m-am costumat așa pentru că o să mă aflu la locul cu prăjituri. Păi să sperii le copilul, duce. Dragă. Păi nu, dar trebuie să stai doar cu fața la mai vin și tătici pe acolo. Asta zic. Câți ani are nepoțelul? 6 ani. Mulți înainte să deci, trăiască. Practic, stai, tăticii nu, sunt în copilul nu, nu, nu. Insist să... Să se dezvolte da, să dezvoltăm. Cum adică mai vin și tătici? Păi... Adică tu, această cetățeană implicată într-o relație, cu un băiat splendid, săracul, care vine cu deci flori, cu trandafiri, cu nu știu ce, tu ai în plan să ataci tăticii care mai vin la ziua nepoțelului tău. Trebuie să ofer cât mai multe prăjituri, trebuie să-i conving să cumpere prăjiturile, Morita. Ai întors-o ca Nadina la Ploiești. Uite cum o întorc eu acum cu spatele către voi, ca să puteți analiza în detaliu toate elementele ținute. Da. Elena. Ne-ai amenințat între ghilimele de-a lungul timpului că o să ne arăți tu adevărata fața Nadinei. Da. A venit momentul. Ai spus astăzi asta. Nu mi se pare corect. O să arăt eu astăzi în emisiune cum face Nadina uneori niște situații. O să arăt. Am arătat adevărata fața Nadinei prin pozele pe care le-am prezentat, Ilinca, pe care le-au oricum și celelalte concurente, deci nu am inventat eu nimic, pentru că au fost trimise de oamenii de acasă. Și, într-adevăr, au fost niște întâmplări între noi în spate, din care rezultă că Nadina instigă și că Nadina nu este această plăpândă care se dă la televizor și această nevinovată și cea mai inteligentă. Ea spune astăzi că are 2 facultăți și că noi, astea care suntem modele sau nu știu cum, s-au întâmplat multe lucruri de-a lungul timpului și... Ea nu este ceea ce prezint aici, absolut deloc. Și nu știu cum să fac, pentru că oamenii o votează pentru asta care și nu e corect. E o diferență să vorbești despre tine, să spui ce faci tu și să vorbești despre alții, să spui ce fac alții. Eu nu am spus niciodată, eu asta cu 2 facultăți și voi, nu am spus niciodată așa ceva. Eu nu sunt un om arogant, în primul și în primul rând. Și pentru că asta înseamnă modestie, modestia despre care eu vorbeam. Dar ai spus în spate? A spus Nadina că ele sunt modele, eu am 2 facultăți, ca și cum dacă ești model nu poți fi. Ea a făcut facultatea în străinătate pentru că la noi în țară nu e ofertant și a venit din străinătate înapoi aici să ne învețe pe noi lucruri. Asta. Și plus că în ziua de azi oricine face o facultate. Doamne, adică pe vremea părinților mei era o mare chestie, acum tot lumea face facultate. Elinca, ele au spus că oricine face facultate în România. Și eu am spus posibil ca oricine să facă o facultate în România, însă eu nu am făcut-o în România, am făcut-o în afară. Și în afară se începe să termină greu o facultate în afară. Adică este pe bune, nu este okay, așa. Dar în egală măsură, Nadina, cred că toată lumea poate să facă o facultate, cred că toată lumea Elinca, are capacitate să facă asta. Dar nici nu contează asta, că sunt oameni foarte talentați și oameni care sunt, au o mare valoare fără facultăți. Nu este vorba despre asta, nu am încercat să spun acest lucru. Exact. Una dintre dricioarele mele predă la Sorbona, Nadina, și vorbim doar de bani. Exact. Cetățenii adică termină inclusiv la Sorbona, ca și fiicele fostului premier, nu mai dăm nume acum, da? Facultăți terminate pe bani. Se plătește taxa, ai terminat și asta nu e situația. Nu știu, Măresc, ce cunoștință ai tu, eu în Germania, vorbim de Sorbona, atenție, nu de ceva pe stânga în Franța, da? Sorbona. În Anglia e la fel, donesc pentru o bibliotecă, niște cărțișoare și ai terminat universități de top în Anglia, da?
Hai să nu intrăm în detalii ca să nu mai... Mai bine și hai să revenim la discuția fetelor, pentru că Elena, erai foarte înverșunată astăzi în culise și spuneai că gata, tu te-ai decis, pui lucrurilor pe nume. Am spus că sunt înverșunată și chiar sunt, pentru că nu mi se pare corect să ajunge prea departe. Nadina este posibil să câștige această competiție pe niște minciuni, pentru că ea nu este ceea ce prezintă. A pus o roche și o sanda, asta a muncit ea, asta a făcut ea, asta este muncă. Nu numai că e cea mai bună ziuntă de astăzi și eu spun lucrul acesta. Asta înseamnă că nu poți face față competiției. Mai sunt fete care ajung în top 2, dar totuși singura care se votează singură, între ghilimele sau se spune, sunt eu. După o gală spectaculoasă, ești obosită, probabil, n-ai inspirație. Dacă nu vii cu ținute bune, că asta nu e ținută bună, cine știe ce se întâmplă, nu? Tu ai început foarte bine, ai evoluat și mai bine, dar de două săptămâni se întâmplă ceva cu tine. Bravo! Sunt eu aici, nimeni să o demontez pe ea, dar nu e corect, adică nu știu, nu mi se pare corect, pentru că se întâmplă multe lucruri între noi în spate, pentru că a fost o întâmplare săptămâna trecută, pentru că instigi, pentru că te dai cine nu ești, pentru că te crezi, Elena, cum adică instigă? 4 luni de zile am tăcut și am înghițit și am încasat tot ce s-a putut în acest platou, eu 4 luni de zile, da, m-am săturat să tac, m-am săturat efectiv. M-am săturat de atitudinea voastră și de minciunile și de presupunerile aduse pe tavă celor de acasă, ca și cum ar fi adevăruri. Sunt niște presupuneri și niște invenții. Despre ce vorbim? Dar instigă la ce, Nadina? Sau, hai să te întreb altfel. Care e adevărata față? Pentru că, citez, voi demasca, voi arăta care este adevărata fața Nadinei. Care e adevărata fața Nadinei? Este falsă și minte și îmi induce lucruri care nu sunt așa, Ilinca, tot timpul. Nu știu ce... Tot timpul mă acuză, ea a început acest... Eu am primit pozele pe Instagram pentru că ea a pornit acest război postând poza cu salopeta și am explicat și arăta în culise astăzi niște poze cu ținute pe care eu le-am purtat înainte de gală și spunea în fața camerei că ea a luat 3 stele. Eu nu am fost jurizată pe acele ținute, au fost niște rochii, deci m-am săturat, nu înțeleg ce vrea... Pozele s-au dat aici și sunt ținute pentru care ai fost jurizată. Tu în culise ai arătat alte poze, dar te-am corectat și nu le-ai mai arătat, pentru că așa ești tu, Nadina. Este o problemă, dacă este problema asta, nicio problemă. Nu, dar nu pot să spui că am luat 3 stele pe ceva ce nu am fost jurizată. Vă rog să vă uitați la toate galele Elenei și să vedeți ce a prezentat ea în fiecare gală. Acolo se poate vedea și de la cine. O roche și o sanda. O roche și o sanda. O sandală, Nadina, trebuie frumos. Eu spun cum vreau, tu spui cum vrei. Tu spune corect, pentru că oamenii se uită și mă influențez câțiva copii care poate privesc această emisiune. Da, din păcate, nici eu nu eram de acord cu asta, Elena, dar s-a acceptat și termenul de sanda. Eu tot sandal. Ok, e bine de știut. Mulțumesc. Dar ție cumva ție frică de, nu știu, nivelul la care poate ajunge Nadina în această competiție, în detrimentul tău? Da, Ilinca, după 4 luni de muncă, toate muncim, sunt convinsă de asta, dar eu vorbesc în numele meu acum, am reușit să ajung la performanța de a fi pe locul 2 în voturile publicului. Și cred că mi-este foarte greu și sper să nu-mi fie imposibil să o depășesc pe Nadina. Da, Ilinca, este pentru că eu concurez cu cineva... Stai sperând. Concurez cu cineva care... convinge oamenii de acasă printr-un discurs și nu prin ținute și nu prin stil. Și nu e ok. Noi toate concurăm. Dar ție ți-e frică de Elena, Nadina? Nu, Ilinca, mie nu mi-e frică de nimeni. Eu am spus. Eu am făcut ce am avut și am spus ceea ce am gândit eu. Eu nu pot să mă prezint nicăieri în viața asta încercând să par altcineva așa cum vrea să se inducă în acest platou. Tot ce am făcut eu este ceea ce am simțit și ceea ce am gândit. Faptul că unele sunt asumate, altele nu sunt asumate, este o mare diferență. Mie nu are cum să fie frică de Elena. Eu doar încerc să spun că nu este în regulă ceea ce face ea, din punctul meu de vedere. La ce anume te referi că nu este în regulă? Spune că muncește, că se dă peste cap, că ei este foarte greu că a muncit cel mai mult. Dar n-am spus că muncește cel mai mult niciodată. Ce-a muncit? A pus o roche și o sanda, asta a muncit ea, asta a făcut ea, asta este muncă? Ce este munca mea, Nadina, tu nu știi pentru că tu nu o faci. Cât e de greu, Ilinca, să rezici într-un concurs, să vii din luna februarie sau de când a intrat Elena și primești aprecieri, steluțe peste steluțe, ești salvată la eliminare de fiecare dată, ești protejată, cât o fi de greu? E foarte greu, cred.
cred că este foarte greu să fie Elena. Cred fix că este din acest discurs a plecat și discuția de dimineață, pentru că iar a început să spună că eu sunt protejată, că eu sunt preferată, că primesc ele și nu mai suport nimic. Nu e adevărat, nu mă protejează nimeni aici. Am luat și eu nota 1 în gara, am luat și nota 2, am luat nota 1 având moment, Nadina, având ținut, așa am considerat eu, da? Și nu am plâns pe ei și nu am jignit pe nimeni și nu am acuzat în online pe nimeni. Și ori te pare tu... că eu am plâns sau nu, că tu tot timpul ceva? Dai în mine că eu sunt aici preferată și nu e adevărat. Nu știu dacă ești preferată sau nu, a spus că este mai ușor să fii tu, mult mai ușor decât să fiu eu și să fac ce fac eu. Ce face Elena aici, vine și primește stele? Spune Nadina și despre mine, ce coincidență. Mă simt, vorbesc despre mine sau vorbesc despre Elena? Vorbea despre Elena de această dată. Dimineața spunea despre mine. Hai să vedem cum arată ținuta de astăzi, Nadina. Ținuta Elena, dacă nu știai, orice ținută poate fi și bună și proastă, în funcție de care parte a paharului vrei să o vezi. Eu astăzi o să prefer să văd partea plină a paharului, dacă vreau o văd și pe cea proastă. Și o să spun că îmi place ținuta ta foarte mult, îmi place combinația de bloc cu alb și roz. Foarte tare îmi place geanta, cum ai asortat-o cu acele șosete. Și aș putea să mă opresc aici. Sau dacă aș vrea să spun partea negativă a ținutei partea tale, goală, aș putea să mă leg sau gol, nu, doar de, nu doar de acele șosete care nu sunt trase la lungimea potrivită. Nu sunt egale, una e mai jos, una ele e mai sunt sus, egale, una e strâmbă, la... una e dreaptă. Așa. Una e dreaptă. De acel, mă rog, tiul care este pe dedesubt, care într-adevăr, după cum a spus și Moris, nu este strâmb. Noroc că ți-a spus Moris, Nadina. Se vede, nu trebuie să spună cineva așa ceva. E, trebuie și să multe spună alte lucruri. Asta ca să vezi. Dar eu o să spun că arăți foarte bine din punctul meu de vedere. Este un styling în comparație cu ceea ce ai prezentat tu? Da. Ăsta este un styling. Eu prezint și okay. Styling, nu mai prezint și câte o rochie uneori. Diversific. Deci ție îți place asta, nu? Mi-e place, mulțumesc da, tare mult, Nadina. Hai să ascultăm părerea juraților despre ținută. Elena, te rog. Dragă, în primul rând vreau să aflu că nu m-am prins foarte bine, nu-mi dau seama pentru că există și o fundă la spate. Aici vorbim de un pantalon, nu? Da. Care are în compoziție acest chilot din paiete albe și aceste șosete aplicate, nu? Da. Dar este un pantalon. Da, cu totul. Am înțeles. Măi, să știi că deși nu-mi place foarte mult... De ce ai scos urechiușurile de pe cap? Ca să vă văd mai bine. Ok. Deși nu-mi place foarte mult construcția pantalonului, am spus de ce, pentru că mi se pare că tiulul trebuia să vină ca un second skin, adică așa foarte mulat făcut, pe dar... corp. Da, am înțeles, ai slăbit, nu stă foarte, se mai poate, plus că, mă rog, ia și forma corpului, se mai lărgește, asta e situația. Dar trecând peste acest tiul, peste această bucată transparentă, care într-adevăr la televizor nu cred că se vede neapărat foarte, foarte bine, concret ceea ce vreau să spun, mie mi se pare că ai cea mai bună ținută de azi. Ah! Asta vrei să spui și tu. Da. Hai, mă, da. Acu, ce să mai spunem? Nu numai că e cea mai bună ținută de astăzi, și eu spun lucrul acesta, te-am admirat să știi și din față și din spate, trecând peste amănuntul cu tiulul, dar Elena, mai am o observație de făcut. Mă bucură foarte mult că ai înțeles într-un sfârșit să depășești faptul că da, arăți superb și că stă bine într-o anumită zonă stilistică în care ai venit, ai venit și ai răzvenit și ai început să încerci și altceva. Și uite că arăți pentru super. Voi, Raluca, pentru această competiție, pentru mă bucur că ne-am înțeles până la urmă. Mă bucur că ne-am înțeles până la urmă și da, ai cea mai bună ținută din această ediție, Elena, se poate. Bravo, felicitări. Dragă, mie nu mi-ați luat vorba din gură pentru tu ce că ce vrei să zici? Eu am înțeles chestia cu ciorapul piele de șarpei, pentru că se face, păi dacă așa arată acum, ce vezi? Eu spun adevărul, bă, un astfel de ciorap se strică și dacă stai pe scaun și de ce asta s-a făcut de pentru modelul să stai așa, așa. Mă rog, am înțeles asta. Dar ai un styling frumos, e ok, dar chestia aia cu voaleta este superbă. În schimb, știi că urăsc și voi urâ și nu se potrivesc și mi se par chip și este chip. Punguța cu 2 bani. Chiar dacă ba da, este o punguță cu 2 bani. Chiar dacă ai făcut-o special ca să potrivească cu șosetele, am înțeles asta, dar este extrem de cheap, extrem de urâtă și eu cred că pe undeva îți aduc un minus a acestei ținute. Hai să vedem calificativele, Cătălin. Și cu toate astea ai o ținută bună. Mulțumesc. Iar mie se știe că îmi plac în general. Că-mi place punga, în general. Bravo! Vali, bravo, ai stil, Elena. Mulțumesc, Raluca. Mulțumesc. Felicitări, Elena. Vorbește și cu cei de acasă, te rog.
Vă mulțumesc din suflet pentru numărul mare în care m-ați votat. Vă rog să mă votați în continuare. Am nevoie de susținerea voastră. Eu mă străduiesc și fac aici tot ce pot să ajung în finală, dar dumneavoastră veți avea ultimul cuvânt și haideți să facem dreptate. 13-1206. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Vă plac mai mult două agrafe pe o parte sau una în fiecare parte? Că acum am luat și eu cu agrafele astea. Dar de ce zice? Să cu agrafele vreau o agrafă, să nu spune. Ei, mai atât vreau o agrafe. De ce vrei agrafe acum? Zici că ține pune că vreau o agrafe. De ce vrei agrafe? Nu înțeleg de unde ți-a venit asta cu agrafele. Asta dragă, ca să aibă o strălucire. Ia vină cu Sorin, iau pisicul ăia, stai că am o întrebare. Sorin, vină cu ace. Dacă te-ar invita Sorin, că el e cu muntele. Așa. Sorina, dacă ai invita o să dar mergeți cu cortul. Ia uite, dragă, nici nu vrea să știe ce le întreb. Dacă te-ai invita să mergeți cu cortul în Ceahlău. Așa. 5 zile. Așa. Te-ai duce? Păi dar nu m-ar invita. U, dragă, dar n-aș merge, că mi-e frică, mie nu-mi place natură, vă spun sincer, nu-mi de place. De ce nu-ți place? Nu-mi place. Păi te apără, Sorin. Dar nu e vorba de apărat, e vorba că natură nu-s magazine. Nu sunt saltele, nu. What's new, pussycat? Am o nouă provocare pentru fete! Provocare ai zis? Da, provocare. Nu știu câte să aleg. Una, două, trei? Câte vrei tu? Nimeni. Hai să începem cu una. Vorba. Hai să începem. Hai, spune cu una. Nu, încep cu una. Nu pot să încep cu șapte din același timp. Bine, stai. O aleg pe Nadina? Da. Nadina, că e... A, ba da, mai fost. Da, bine, hai, hai. Nadina și... Bianca. Hai, Irina, că Bianca zice că nu vrea, că nu-i plac cu Bianca. Hai, bine, Bianca. Alo, o secundă. Noi decidem, nu? Da. În colaborare cu tine. Da. Să răspundă pe toate, trei, dragă. Pe ele trei. Toate. Bine. Așa-i corect. Haideți să toate. facem aici... Păi, facem doar una, doar stil. Bianca, doar Nadina, toate hai fetele, dragi, Corina, toate fetele, invitați-vă. Hai, Corina, hai, Elena, toată lumea, Elena, haideți. Dar ce se întâmplă? Dar ce se întâmplă? O să le dau, știu, o să le dau un indiciu. Trebuie să ghicească designer român celebri. A, ce tare. Ușor, români. Da. Hai, Bianca. Hai, Bianca. Licio, dați. Să ne organizăm. Ce-o panichez la din astea? Mă blochez, mă panichez. Mihaela, dar spune-le și ce e mai important. Având în vedere că suntem pe finală și având în vedere că este competiție de stil și că ar trebui să cunoască aceste lucruri, toate răspunsurile lor vor cântări inclusiv la steluțe. Că dacă ținuta este drăguță, atunci. Dar tu nu știi niște chestii elementare, că doar e emisiune de stil, dar nu de bucătărie, nu de IT. Da, și eu care am fost jurizată, vă rog. Și eu care am fost jurizată, cum mai contribuie? Mâine, dragă, se face o medie. Stai liniștită, nu ne scapă nimic. Eu aș vrea să nu sufle fetele una celeilalalt. Păi tocmai de-aia lăsați un pic de spațiu între voi. Ne dai o piesă vestimentară? Haide. Haide să vedem. Dai o piesă vestimentară? Bianca, hai să vedem. Piesa ultima. Începe cu cine nu a fost jurizat la prima provocare. Deci să pășească în față, vă rugăm foarte mult. Corina și Bianca. Hai. Oh, hai, deci, hai, Bianca, dă-ți în față. Bianca, Bianca hai, prima, Corina a doua. Bianca prima. Știu că mă blochez. Bianca prima. Bianca prima. Nu cred așa ceva, Corina, mă dezamăgești. Nu, că știu cine Bianca, este. Bianca, haide. Hai, Bianca. Aoleu, dacă te presiune hai, pe bună, terminați cu hai, dragă, genul ăsta. Ia. Dar ce se întâmplă? Stă-te și spune cine este designerul din imagine. Bianca spune. Bianca. Vai, Bianca? Capul nostru, Bianca. Face și lucrează și acum și face și costume pentru haide. Teatru. Exact, numele. Cum o cheamă? Numele, dragă, spune. Ai știut, Elena. Exact. Levința. De ce v-ai zis că mă panichez? Eu mă panichez. Am știut, adică știu, okay, dar mai nu... departe. Mamă, simt că ne precipităm. Hai să spunem pe rând, fetele. Bianca. Bianca. Știu din vedere, dar zi. Eu nu știu numele. Nu uite, știu. Uite, știu. Elena, stai jos. Elena, Nadina, stai jos. Nadina, pe rând, pe rând. Stați un pic. Nadina, știi? Nadina, știi? Corina. Eu am rochie de la ea, Nu știi, Nadina, cine este? Nu. Te rog. Corina. Nu vreau să zic o prostie, nu vă-mi cine știe de fete? Eu. Cele două fete. Elena. Elena și stai, Elena și tu, da? Lasă, Elena a ghicit, zi. Irina Schroeder. Exact. Treci la loc. Are foarte multe, da. Măi, fetelor, ce se întâmplă fetelor cu voi? Am rochie superbă de la ea, superbă. Hai departe. Haideți, fetelor, nu se poate așa ceva. Fetelor, cine știe dintre fete? Pe fratul meu, că în momente de genul mă panichez. Păi, fetelor. Asta e, ce să fac, dacă mă panichez. Nadina,
Hai, exact. Corina! Bianca! Eu știu cine e, Corina! Irina! Nu mă panicat, jur, dacă nu mă panicat. Dina. Nu, eu știu cine este, dar nu mi-am zis cum o cheamă. Elena! Elena! De două secunde. Elena! Corina! Irina! Irina! Are magazin pe Dacia. Exact! Așa e, hai! O literă, o literă! Nu, 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 nicio literă! L? Hai, îți dau, da, hai, e bine. E bine, e bine, cu L. L! Nu știe nimeni? Liza Panait. Liza Panait, da. Următoarea. Ana Maria Prodania, de la ea foarte multe haine. Hai. Păi, asta... Fii, deci le știu pe toate, jur, dar mă Corina, fii atentă, stați un pic, liniștiți-vă puțin. Corina, liniște puțin. Jur, că e ca la școală. Corina, oprește-te o secundă. Ce ai făcut la școală la examene? Ai reușit să dai examenele? Ai reușit. Liniștește-te un pic, concentrează-te, uită-te la imagine și spunem cine e. A făcut și colecție cu arep de îngeri. Exact. Cine știe? Panichează. Bianca. Nadina. Eu am văzut într-o poză cu Cătălin. A fost așa slăbit acum câteva ani. Este foarte cât pare la și la Canal D. Știu pe toți, pe bune, că eu mă panichez în situație. Ce să fac? Haideți, mă, fetelor. Dar ce nu știu, eu mă panichez. Eu țin minte în sezonul. Dar ce vrei, dragă, dacă așa nimeni. Ce, cine știe? Rita Mureșan, serios. Rita Mureșan, bravo. Exact, Rita Mureșan. A spus Elena, bravo. Hai, Panița Iovan. Asta e. Doamne ajută, du-te la locul tău. Du-te la locul tău. Dar știu pe tot. Și nu mai vorbi atât de mult, te rog, du-te la locul tău. Îmi amintesc de profa de geografie. Următoarea poză, vă rog. Dacile clasei. Eu nu prea știu designerul. Haide, Bianca. Hai, Bianca. Știu eu, este designer celebru, a fost designer celebru. Nu mai spuneți nimic! Nu mai spune, mă, gata, ce naiba nu vrei să-i spui? Nu, deja mi se pare dusă că tu e extremă, să nu știi niște designer. Chiar... E Nadina? Da, știu eu. Cine e? Doamna Zina Dumitrescu. Bravo, Nadina! Bravo, Nadina! Te rog! Și designer român. Ce am rămas eu cu Bianca. Data viitoare o să fie mai bine, Ilica. Dar nu știu designer român. Bine, draga mea, atunci, pentru că ai purtat foarte multe ținute de la designer tineri, în ediția următoare vom avea noua generație de designer români. Să-ți demonstrez că nu știi nici tineri, nici bătrâni, că nu știi nimic, practic. Da, deci, având în vedere că este o emisiune despre modă, cam ce probe ai vrea să-ți dau? Că dacă spun acum imagini cu Madame Gre, habar n-ai cine e. Dacă spun imagini cu Dior, da, din 47, îți garantez că habar n-ai că era Dior. Designer români, în afară de Elena, care a recunoscut 3 chiar sau 4, celelalte n-ați recunoscut. Măi, fetelor, măi, e imposibil. Corina, nu poți să-mi spui, o știu, dar nu mi-aduc aminte. Că asta e cum făcea Nadina, păi o știu, dar nu se poate. Ia la Bianca, vezi, vă spun ceva? It's not funny, așa că spunem, pe mine mă sperie genul ăsta de situație. Așa e, am preștiată. Totuși, asta nu se scuză, Bianca. Vorbiți în același timp, Corina, vorbește un jurat, poți să ai un pic respect pentru el, să-l asculți? Vorbești în continuu, și Corina, am înțeles. Iartă-mă, scuză-mă, acum m-am enervat. Corina, dacă ai fi știut, indiferent ce lapsus ai, nu poți să nu te... La unul, la al doilea, la al treilea, la al patrulea. Nu se poate, nu, chiar nu poți să nu recunoști. Mai ales că tu ești într-un domeniu în care tot timpul activezi într-un domeniu artistic. Vezi oameni, cunoști oameni, n-ai cum. Ai o memorie bună. Dar reality show și competiție presupune de la un punct încolo, inclusiv... ideea de presiune. Și dacă nu poți face față presiunii, asta înseamnă că nu poți face față competiției. Și dacă știi că ești genul care, nu știu, se panichează, nu suportă presiune și mai departe, nu te înscrii în competiții. Eu nu mă duc la Exatlon dacă știu că nu pot face probele. Stau acasă și mănânc înghețățică. E atât de simplu. Bun, hai atunci să mergem mai departe. Mulțumesc tare mult, Cristina Mihaela, pentru provocare. Am zis bine, sunt tare curioasă cu ce o să vii mâine. Eu am făcut engleză română la universitate. Când termin liter, este obligatoriu să faci și practică, pentru ca să-ți iei... Ei rata vocația. Că trebuia să fii profesoară. Nu, profesoară. Nu. Raluca Bădulescu ar fi foarte bună, deci asta vă dau un scris, că am văzut-o de foarte multe ori. Energia e momentul în care intră în contact cu copii mici. Dar nu, cum să vă spun, vorbim de grupuri, adică de la 100 și ceva în sus. Ea ar fi foarte bună educatoare. Este pisico? Da, dar foarte mișto ar fi copiii să aibă între 18 și 30. 18-25, așa mi-ar conveni, da? Păpuișori, să fie păpuișori. Da, dacă s-ar putea. Pentru că da, a zis bine pisică. Da, am avut deja o femeie care a câștigat de două ori acest sezon, Silvia Popescu. Ea este o copie a Silviei. După o gală spectaculoasă. Ești obosită, probabil, n-ai inspirație, te pregătești pentru gala următoare. Dacă nu vii cu ținute bune, că asta nu e ținută bună, cine știe ce se întâmplă, nu? Tu ai început foarte bine,
a evoluat și mai bine, dar de două săptămâni se întâmplă ceva cu tine. Dacă tu nu ești o luptătoare, dacă nu ești puternică, înseamnă că nu ai ce căuta, în ghimene spus aici. Vezi că ai ajuns într-o arenă plină cu lupi, cu pizza? Deocamdată le spun celor de acasă că este musai să-și voteze concurenta preferată. Totul depinde de voi, așa că faceți bine și trimiteți SMS la 1206 doar cu indicativul acesteia. Costul unui vot valid este de 1,25 de euro TV inclus. Tariful este valabil în rețelele Orange, Vodafone, Telecom și Digimobil, dar și 1,23 de euro TV inclus, valabil pentru Orange Prepay. Dacă tot are Corina atât de multe de vorbit, ia vinotul la defilare și la asta de vorbă. Bună, bine te-am regăsit. Bine te-am regăsit, Ilinca. E, și cum presiunea este foarte mare, m-am dus la Tulcea pentru că a mea mătușă Aneta își lansează la 60 de ani prima piesă, după ce toată viața a fost contabilă și a dat seama că și-a greșit profesia. Adică și superba Tora Vasilescu-i tot din Tulcea. Piesă de teatru? Nu, piesă muzicală. Prima piesă la care și-a făcut și clip, da. Și duminica în familie ne-a povestit că vrea să-și lanseze această piesă și are și un eveniment foarte frumos. La noi e o casă foarte frumoasă, se numește Casa Avramide și acolo își va face lansarea. Și pentru asta mi-am pregătit și un mic covoraș roșu. A, îl întinzi? Da. Da, doar pentru tine? Adică înainte să ajungi tu? Este pentru toată lumea, da. A, este pentru toată lumea? Da, mi s-a părut foarte amuzant. Am înțeles. Dar poșeta care e din covoraș? Este acest plic plus covorașul, da. Deci ăla e un plic, o poșetă. Da, la poșete în sezonul ăsta s-a dat, nu că doctorat, e puțin. Da, aia e o poșetă. O poșetă am văzut în... Stați așa, așteptați-vă rândul că vine el imediat. Dar nu vreau să aștept nimic, Ilinca. De ce să aștept? Că așa e frumos, așteptăm. Că acum am ceva de discutat cu fetele, dacă nu te superi. Nu, Ilinca, ți-l întind ție, dacă îmi permiți. A, nu, da, de ce? Eu am vrut să stau și fără, nu... Ai o pătură din avion. Ai furat pătura din avion. Uite, pentru tine, așa, Corina, bravo, gata, Corina e pe covorul roșu. Căci dacă nu-mi întind eu, nu-mi întinde nimeni. Și asta e adevărat. Nadina, spuneai că, sau ți se pare că plânge foarte repede, Corina? Mai greu e să joci când nu ți se alătură nimeni. Ce m-ai înțeles, Corina? Eu am înțeles că eu am trecut prin ambele ipostaze. Asta e ce am înțeles. Copilul mai putea să vorbesc mai mult despre asta. Și despre cum e să fii într-o tabără și cum e despre cum e să fii în cealaltă tabără. Adică le știu pe amândouă. Și cum e? Că tu ai plâns în 3 secunde. Așa și? Întreb și eu cum e. Vreau să știu cum e. Mă judeci pentru că am plâns? Nu, te întreb. Cum este în tabăra cealaltă? A, deci Nadina m-a judecat pentru că am plâns în 3 secunde. Nu, deci Nadina nu înțelege emoțiile, practic. Nu înțelege emoțiile. Nadina, discuția noastră se termină aici. Eu n-am cum să-ți explic emoții pe care tu nu ai cum să le simți. Nu, nu pot să explic multe lucruri pentru că nu știu că nu înțelegi ce faci. Emoționează destul de ușor. Da, plâng. A plâns de câteva ori în situații în care, mă rog, nu le-am înțeles neapărat, dar ea știe mai bine. Ți se pare că trece foarte ușor de la o stare la alta? Ce ai vrut să insinuezi cu asta? Că trece la ce? De la o stare la alta. Foarte repede. Plânge repede, în 3 secunde își revine. Da, nu neapărat. Nu. Cred că pe tot parcursul, nu știu dacă într-o singură zi în aceea zi, n-am văzut să treacă la o stare alta, dar pe tot parcursul a avut atitudini schimbătoare. Acum a fost liniștită, acum a fost revoltată, acum a fost aplâns. Păi nu-s și eu om, la fel ca voi toți, sau cum? Da, nu știu.
tu nu ai parte de ce să-mi ascund emoțiile, scuze? De ce să-mi ascund emoțiile? Și de ce dacă simt atât de mult? Și de ce dacă sunt așa cum nu, sunt? Nu, cred că era vorba de... Se vorbea despre victimizare sau nu știu despre ce vorbea. Păi și nu este victimizare, sunt emoții foarte puternice. Corina vorbea, spunea că eu mă victimizez. Și am spus, Corina... Victimizarea înseamnă altceva. Dacă voiam să mă victimizez, plângeam până acum de 100 de ori. Îți reamintesc că cea care a plâns de multe ori ai fost tu în această competiție. Dar mie nu mi-este rușine de acest lucru. Dar nu am spus că trebuie să-ți fie rușine. Păi, fiecare o spui ca și cum ar fi ceva rușinos. Sau nu, nu este ceva rușinos. Nepotrivit. Am spus ce ai făcut dacă tu am o și ce, vreau ce să n-am transmit. Făcut eu și acum să decide cei de acasă ce înseamnă victimizare. Cumva prin ceea ce ai spus tu, că plânge foarte ușor și așa mai departe, vrei să insinuezi faptul că ceea ce face Corina e fake? Corina este un personaj în fiecare zi, este un alt personaj. Nu știu dacă este fake sau nu. Un personaj, nu știu, Corina așa m-a născut mama. Și când eram mică mă schimbam de 3 ori pe zi, chiar dacă aveam haine din piață și vecinii spuneau la fel, că am vreo problemă sau ceva. Pe mine personal nu mă convinge, am avut deja o femeie care a câștigat de 2 ori acest sezon, Silvia Popescu. Ea este o copie a Silviei, o copie nereușită din punctul meu de vedere. Și un personaj săracă în fiecare Nadina zi. Săracă Nadina și aruncă toate frustrările pe mine. Îmi pare rău, Nadina, pentru tine și pentru lucrurile prin care trece această perioadă. Și pentru mine este foarte greu, presiunea este nu foarte mare. Nu-ți pare rău că dacă ți-ar părea este rău, o presiune pe noi, nu te-ai comportat. Pe mine, în afara competiției. Dacă ți-ar fi părut rău, nu te-ai fi comportat așa cum adică ai știu, înțeleg cum te simți. Și nu vă pare rău la niciuna. Cred că, într-adevăr, Corina folosește emoțiile în favoarea ei, în general. Ceea ce nu e rău pentru atunci ea. Când mă ocup de proiectele mele sau când îmi place să creez niște lucruri, să mă îmbrac sau ceva, da, îmi folosesc emoțiile. Mare parte, da. Adică crezi că a făcut din asta o strategie, cumva? Este o strategie ei, probabil. Dar cred că se folosește de acest lucru, de faptul că încearcă să uneori să mascheze sau nu mascheze lasă nimic, emoțiile atunci stare, când avantajează, fi, când nu avantajează. Nu, dar e alegere ei. Nu, nu, Elena. Avem și noi un parcurs în viață, în funcție de lucrurile pe care le-am învățat sau nu le-am învățat, în lucrurile pe care le-am trăit sau nu le-am trăit, ele ne afectează sau nu și atunci răspundem în consecință. Experiență. Exact. Dar strategia ta care e, Elena, că... Eu nu am nicio strategie. Ai ajuns pe locul 2 în preferințele telespectatorilor. Fără strategie, fără voturi, îți spun eu. Ilinca, chiar asta spuneam în culise și că mă crede cineva sau nu, nu m-am votat o singură dată și sunt foarte mândră de acest lucru. Poate m-au votat apropiații, poate, nu știu, dar eu nu m-am votat și sunt fericită. Dar puteți să vă votați și voi nu singure, fetelor, care-i problema? Asta pentru mine... Ilinca, era o glumă la adresa faptului că mai sunt fete care ajung în top 2, dar totuși singura care se votează singură între ghilimele sau se spune sunt eu, în restul... Iar tu acum ce spuneai? O bănuiești pe Elena că? Nu, a fost o glumă, a fost o chiar glumă. Am întrebat, se votează singură oare? Cred că în final Corina, Elena când au ajuns în top 2. Cred și sper, Ilinca, că până la urmă se va dovedi că strategia este să nu ai strategii. Să fii naturală și poate oamenii apreciază asta în cele din urmă și să faci tot ceea ce poți tu. Bun și așa, cum arată ținuta Corina, Elena? Îmi place cum îi vine rochia, nu îmi place claciul, peruca mi se pare că e puțin nearanjată sau... Eu chiar vreau să întreb de unde ai luat peruca, numai ei de la acel băiat? Nu, mi-a dat 5 peruci pe care le-am mai folosit și eu să le mai folosesc dacă chiar te interesează, iar această perucă este dintr-un magazin de jucării. Se vede. Mulțumesc frumos, Irina, exact asta am vrut. De calitate foarte bună. Aș fi optat pentru alte mănuși. Mi-am dorit, da, o pereche de mănuși mai prețioase din satin, dar nu mi le-am mai găsit, pentru că am toată casa capitonată cu pungi. Dar sunt mulțumită și cu acestea. Îți vine bine rochia. Mulțumesc, Elena. Mulțumesc, Elena. Hai să vedem ce spun jurații despre ținută în fața lor, Corina. Bună seara! Corina, bine, te-am regăsit după o gală spectaculoasă. Ești oposită, probabil, n-ai inspirație, te pregătești pentru gala următoare. Sau care ți-e explicația pentru ținuta pe care o porți astăzi? Măi, este o rochie, într-adevăr, care îți vine bine. N-ar avea de ce să nu-ți vină bine, ținând cont de faptul că tu ai un trup perfect, ești înaltă, etc., mă rog. Dar ce cu peruca, ce cu colierul acela, plicul nefericit? Rochia da. Este... Măi, rochia nu este frumoasă, mănușile sunt, nu știu, par a fi două mănuși chirurgicale din acelea negre sau de curățenie sau ce vrei tu. Mă rog, sandale, zici sandale cu pietre, dar n-am nicio explicație pentru ținuta pe care o porți astăzi și n-am explicație pentru faptul că
pentru tine și nu numai pentru tine, pentru toate celelalte. Miza este atât de mare. Se apropie marea finală și asta este ținuta care vii tu astăzi, o roche neagră. Raluca, mi-e place mult ținuta mea și pe lângă asta presiunea este uriașă. Păi da, ai avut pe parcursul sezonului ținute de 100 de ori mai bune. Ținuta pe care o ai astăzi nu e o ținută, în primul rând, este o roche neagră. Nici aia prea frumoasă, să mă ierte Dumnezeu, care doar are un fitting bun. E o roche cu un fitting bun, atât. Nu, e urâtă rochia. N-ai avut o geantă și ai luat acel chiar plic, la modul de plic, pe care ai pus o broșă ca să-i dai probabil puțină valoare. Nu. Dar ce să fac și eu, Cătălin? Fac păi ce pot. Știu că faci ce pot. Ce pot? Da, nu, trebuie să faci mai mult pentru că tu meriți să mergi mai departe. Și dacă nu vii cu ținute bune, că asta nu e ținută bună, cine știe ce se întâmplă, nu? Haide, măcar acum. Eu cred că ar trebui să vă reveniți toate, Corina, și asta este ideea competiției, să funcționați foarte bine sub presiune. Asta este ideea, Corina. Știu, dar dintr-un punct eu acolo, 20 de ani de cheamă. Zile asta am făcut în fiecare zi a vieții mele și sunt convins că și colegii mei. Și vorbim de presiune reală, nu? Asta e până la urmă, nu poți face performanța altfel. Nu există asta. Sub tei, sub dud, picior peste picior la cafeluțe, nu putem face performanță. Eu știu asta, nu există. Crezi că mie nu mi-ar conveni să fiu undeva în Italia, cu un prosecco, la plajă, puteam să fac asta, nu? Asta. Nu, nu stau la soare, dar nu la plajă. Sub dud, poftim, sub dud. Tu ai început foarte bine, ai evoluat și mai bine, dar de două săptămâni se întâmplă ceva cu tine. Ai avut într-adevăr o gală foarte bună, dar mă refer inclusiv la ținutele din timpul săptămânii. Asta nu e o ținută, Corina. Concentrează-te. Hai să vedem calificativele pentru Corina. Nu știu, asta aș vrea să spun o vorbă ție, Corina, și tuturor colegilor. Știm că aveți sentimente, știm că este competiție, dar, Corina, tu în ultima vreme nu te descurci bine deloc și lucrul acesta este valabil pentru toate. Mai este foarte puțin până la marea finală. Dacă nu faceți ceva acum, să știți că veți regreta amarnic. Da. Corina, păcat. Eu spun păcat pentru că ți-am zis... N-ai stil astăzi, Corina, am zis deja. Asta este. Eu îmi doresc foarte tare să mergi către marea finală, dar păcat, totuși. Mulțumesc mult, Cătălin. Eu fac tot ce pot și tot ce-mi place. Mi iese bine, nu-mi iese, până la urmă asta e. Cum adică până la urmă asta e? Nu. Păi adică aici asta, după atâtea luni, după atâtea luni de competiție, păi tu, Corina, ai ajuns să spui până la urmă asta e? O singură secundă să greșești, că gata, zdrăm, nu știu ce. Păi dar tu nu greșești doar de o secundă, greșești sincer, sincer, Corina. Nu juca pe victima că nu ți se potrivește. Dar nu e victima acum, nu, nu, da. Nici măcar o clipă, doar nu poți să țin. De două săptămâni. Atunci înseamnă că n-ai ce căuta aici. Atunci plec acasă. Nu, stai puțin, nu iau altfel, Corina, nu ți-am spus că n-ai ce căuta. Dacă tu nu ești o luptătoare, dacă nu ești puternică, înseamnă că nu ai ce căuta. În ghilimele spus aici, este o presiune totală cap-coadă. Și trebuie să te obișnuiești cu asta, că până la... de-abia acum începe presiunea aia. Tare, rău de tot. Deci dacă tu vei claca, dacă tu vei claca de acum, ce te faci săptămâna viitoare? Păi nu. Și noi, eu botezatul trăiesc într-o presiune continuă, de ani și ani de zile. Tocmai de aceea, cum spuneam, Moris, fac performanță. Același lucru trebuie să faceți și voi acum la Bravo Ice Steel. Moris, calificativul tău? Capul sus și luptă. Mulțumesc, Moris. Și indicativul tău, Corina? Vedeți că, pardon, vedeți că emoțiile dau pe afară, pot să ridic capul și merg înainte mai foarte puțin și am nevoie maximă de voi. Nu mă victimizez, 9 la 1206, mulțumesc. Mulțumesc și eu. Repede vă reamintesc că faptul că emisiunea noastră este una înregistrată, așa că toate voturile pe care le oferiți fetelor în această săptămână, și sper să fie multe, noi le luăm în considerare în momentul în care registrăm ediția de gală de săptămâna viitoare. Vă mulțumesc și vă invit să consultați regulamentul pe www.canalde.ro. Ultima concurentă de astăzi, sperăm, nu cea din urmă, Bianca.
găsit, Bianca. Da, da, chiar că mulțumesc. Da, piesa superbă, s-a potrivit piesa perfect. Da, am încercat florilor. Să le inversez, dar nu s-a putut. Da, asta este. Am încercat să întâmplă? Fac ceva pe piesă. Da. 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 Care-i povestea? Ilinca, după cum știi, aici în platou s-au auzit foarte multe povești. Și apropiindu-ne de marea finală, iar se va naște o nouă poveste și eu am venit să trăiesc povestea mea și astăzi sunt Scufia Albă, aducătoare de bine și de flori. Și de frumos, și de flori, și de fericire, și de bucurie, pentru că fetele au fost puțin cam părățile astăzi. Tristuse. Da, și, de și am vrut să le... Mă copiez. Nu te aud. Veseles pe toate. Mă copii, am zis, cu Scufița. Am fost eu de două ori, gata. A, te copiază, vrei Scufița să spui. Albă, da. Am zis. A zis Scufița Albă. Ia uzi. Da, am auzit. Se pune? Scufia Albă. Chiar Scufia, pardon, decât Scufița. Bine se pune. Dar mi-am dat o floare, acum pot să zic nu? Nu, ai zis de rău. E drăguț, cumva. Îmi place chestia... Pisul. Da. Îmi place combinația de roșu-alb, în general florile. Încălțămintea mi se pare prea prețioasă pentru această rochie și... Pantofii ți se par prea prețioși. Da. Ce? Da, într-adevăr. În combinație cu rochia și cu ideea, care că ești așa o florăreasă țărâncuță, nu? N-aș fi aplicația aceasta, doar că n-aveam ce să fac cu pantofii. Asta ai vrut să faci, o florăreasă țărâncuță, ceva de genul, nu? Nu neapărat, am vrut să fac ceva mai diafan, mai boem. Asta a fost ideea. Vezi că ai ajuns într-o arenă plină cu lumea, cu pizza. Să nu te fac pe lăbunicuța mea. Nadina, dacă tot... Dar de la scufie albă, la scufie roșie, scufiță roșie, spune cum să scap de lupi, că tu sigur știi. Tu ai scăpat de unul, acum spune cum să scap și eu de toți lupii de aici. Poate te învăț, poate nu te învăț, depinde, învață-mă. Scufiță, depinde. Depinde ce dai, dar ținut depinde acum arată. Depinde ce ai în Dacia trăistuță. Pot să-ți dau un măr, pot să-ți dau... un centimetru. Ce? Pot să-ți dau o eșarfă. Pot să vă dau struguri, banane. Am foarte multe. Doamne, dacă te ai în coșuleț. Da, pentru că sunt pregătită. Pregătită. Am dat-o la emisiune și în caz că se întâmplă ceva, eu sar repede cu strugurile. În caz de, da, uite că nu se întâmplă nimica. Câtă vreme ea încearcă să te mituiască, ea zice de ținută. Nu-mi place ce a făcut Bianca astăzi. Am mai încercat un look cu acest gen de rochițe și cu traista din rafie. Și nu-mi place faptul că a ales să pună o pereche de pantofi atât de prețioși în acest outfit. Machiajul nu-mi place și nici acea față, mini față de masă, ceva de borcan. Asta este o eșarfă, nu știu cum să-i zic, o basma, așa. Batistă, ce e? Nu e, o basma. O basma, da, ok. O basma, asta, nu-i dă senzația că pantofi, am vrut să subliniez ideea... pantofului. Într-adevăr, acest chestie prețioasă, acest accesoriu nu se potrivește, nu-mi place nici rochia și nici detaliile. Este o anumită estetică, înțelegi, în care trebuie să duci ținuta asta. Da, dar nu-mi place ce ai făcut. Nu-mi place ce ai făcut. Acele detalii de la gât și din talie arată destul de ieși. Foarte drăguț, mie îmi place foarte mult. Irinca, vreau să mai spun doar un lucru. Păi ai spus, Irina, ce să mai spui? Încă unul și gata. Unu. Este prea târziu. Mâine, țineți ideea pentru mâine. Este prea târziu să spui doar o rochie. Deocamdată. Bianca, hai în fața juraților, te rog. Mie nu mi se pare că ce în partea de sus se potrivește cu rochia și rochia nu merge cu pantofii. Este și oribil și nici măcar nu merge cu ținuta și nu în ultimul rând cu pantofii pe care îi porți. Deci nu faci niciodată chestiunea aceasta de English Rose și mă duci și cu o rochie romantică. Bună, hello, dragă, hello, bună. Ce să spun? Cred că mai bine spus ești picnicul ambulant decât Scufița Roșie, pentru că așa arăți, ca și cum ți-ai pus... Ca, da, și iartă-mă că noi suntem de acord în viziune. Așa arăți cu acel șervet de picnic în cap, un asociat cu un coș
din punctul meu de vedere, care este și oribil și nici măcar nu merge cu ținuta și nu în ultimul rând cu pantofii pe care îi porți, care sunt mult prea prețios pentru această ținută. Singurul lucru care este în evidență este machiajul, dar care iară eu nu-l înțeleg legat de ținută. Atât. Ei, ce crezi, dragă, m-ai dus în povestea ta, îmi place șervețelul de pe cap, pantofii, într-adevăr, mi se pare că sunt prea prețioși pentru genul acesta, dar parcă dau un punct de strălucire, dacă tot vorbeam de asta. Îmi place, domnule, ținuta pe care o astăzi. Da. Cu niște mici... Am vrut să pun niște... Oh. Lasă, nu mai pune nimic. Las-o așa, te plac. Eu machiajul îți vine bine pentru că ești blondă și ai tenul porțelanat, iar machiajul ar putea să funcționeze cu șervetul de pe cap, dacă și numai dacă te îmbraci masculin, ca să creezi un contrapunct. Deci nu faci niciodată chestiunea aceasta de English Rose și mă duci și cu o rochie romantică, da? Eu aș fi vrut... Rochia nu se potrivește cu pantofii. Aș fi vrut și pantofi masculini. Ai fi vrut, dar alci. Nu sunt. Dar nu sunt. Deci am căutat tot mall-ul, l-am căutat disperată. Asta e. Pantofi având în vedere că e doar o rochie, mie nu mi se pare că ce în partea de sus se potrivește cu rochia și rochia nu merge cu pantofii. Așa că... Deci calificative? Da. English Rose și a venit și cu trandafir, mă, ea. Vorbește cu susținătorii tăi, Bianca. Dragii mei, eu fac tot ce pot și încerc să aduc tot ce pot, atât din punct de vedere calitativ, cât și cantitativ. Așa că vă rog din tot sufletul să mă ajutați să continui visul de a merge mai departe și de a ajunge unul mare și să mă votați cu indicativul 6 prin SMS la 1206. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu! Doamnelor, domnilor, fetelor! Ce repede a trecut ediția de astăzi, așa da. Să se întâmple de acum în continuu. Mm. Până la marea finală, care se apropie, așa cum bine știți, cu pași repezi, vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost astăzi alături de noi. Nu uitați să vă susțineți concurenta preferată, SMS la 1206. Fiți parte din succesul lor! Suntem activi și pe Facebook și pe Instagram și fiți alături de noi și mâine. Seară bună!